1 mai 2011 s-a scris o nouă filă de istorie pentru Biserica Romano-Catolică, dar și pentru întreaga lume. Papa Ioan Paul al II-lea a fost declarat fericit. Atmosfera acestor zile este aproape imposibil de explicat în cuvinte și poate nici măcar în imagini. Oboseala și căldura nu i-a împiedicat pe cei peste un milion de pelerini prezenți aici să-și manifeste bucuria și entuziasmul. Materialul pe care îl puteți urmări în continuare a fost realizat cu imagini din zilele de pregătire ale acestui mare eveniment istoric ce s-a desfășurat la Roma cu ocazia beatificării papei Ioan Paul al II-lea. Iar menirea sa nu este aceea de a adăuga ceva nou față de ceea ce ați putut urmări în transmisiune directă pe canalele televiziunii române. Scopul și dorința acestui reportaj este de a vă face părtași, fără prea multe cuvinte, la entuziasmul pelerinilor prezenți acolo. Entuziasm susținut cu marele aport al gazdelor, referindu-mă aici la autoritățile statului italian și la cele ale statului Vatican, dar și al zecilor de mii de pelerini sosiți din Polonia. Primele semne ale acestui mare eveniment încep deja să le observi sau să le simți încă din mijlocul de transport ce te conduce către Italia, către Roma. În cazul meu, primul contact cu acest eveniment a fost atunci când, înainte de aterizarea avionului, ni s-a adus la cunoștință evenimentul. Odată ajuns și în aeroport, te întâmpină afișe cu chipul papei și datele evenimentului. Orașul nu este nici de cum mai prejos. Autobuzele, tramvaiele și metroul îți oferă toate datele necesare orientării către un singur loc, Piața Sfântului Petru. Radioul și canalele de comunicare urbană, precum ecranele din autobuze și stațiile de metrou, transmit non-stop, în mai multe limbi, informații necesare milionului de turiști ce tranzitează și aglomerează orice străduță și orice piață, chiar până la a afișa informații în limba poloneză pe mijloacele de transport în comun. Tot pentru acest eveniment au fost pregătite ecrane gigant în 12 puncte principale ale orașului, printre care, în gara centrală și în aeroportul principal, aeroportul Fiumicino. Redacțiile Radio Vaticana, printre care și cea a României, prin echipa condusă de către Monseniorul Anton Lucaci, au transmis în direct fiecare eveniment important din aceste zile, făcând astfel un mare serviciu și o mare bucurie comunității romano-catolice din țara noastră. Televiziunile, radiourile, ziarele și toate celelalte mijloace de comunicare au urmărit și au transmis fiecare aspect important al acestui eveniment în cel mai prompt moment. Numeroase biserici au rămas deschise pe tot parcursul nopților pentru ca pelerinii prezenți să se poată adăposti. 3 unități medicale în stradă, 118 corturi de prim ajutor, 11 spitale pregătite să ofere ajutor medical de urgență cu 87 de ambulanțe și 120 de medici, precum și 2 elicoptere medicale. 5 puncte pentru distribuirea alimentelor, 400 de centre cu servicii igienice și peste 1500 de voluntari. Desigur însă, nu doar italienii sau romanii s-au pregătit pentru această zi istorică, și nu doar polonezii au fost cei care au venit în pelerinaj, ci lumea întreagă s-a pregătit și implicit, oameni din întreaga lume au venit în pelerinaj la Roma. Au venit să se bucure, au venit să facă o noapte albă de rugăciune. Încă o noapte și încă o zi, aproape de cel care atât de mult i-a iubit, Papa Ioan Paul al II-lea. Bărbați și femei, tineri și bătrâni, oameni simpli,
sănătoși și infirmi. Cu toții au cântat și s-au rugat pe străzile și în piețele din apropierea cetății eterne, în așteptarea zilei pe care Dumnezeu atât de repede ne-a dăruit-o. Ziua reîntâlnirii cu Cel care, în suferința sa, găsea mereu cuvinte de îmbărbătare trupească și sufletească. Dacă în urmă cu 6 ani, la moartea suveranului pontif, atmosfera era una de reculegere, de tăcere și rugăciune pentru sufletul său minunat, iată, de această dată, după ce sufletul său a fost așezat în casa Tatălui, de acolo, din cer, a săvârșit minuni. Minuni ce a recunoscut faima de fericit al bisericii, minuni pentru care biserica ni-l oferă ca mijlocitor, iar aceasta nu face decât să ne bucure, iar bucuria noastră să fie mare. Fără îndoială că ziua de 1 mai din acest an va rămâne adânc întipărită în memoria bisericii și în memoria noastră. Beatificarea Papei Ioan Paul al II-lea de la Roma este pentru noi toți, din biserică și din țară, motiv de bucurie. În primul rând mă gândesc la vizita pe care a făcut-o, sigur, aici, la București, dar mă gândesc și la dragostea pe care ne-a arătat-o suveranul pontif Ioan Paul al II-lea pe tot decursul vieții sale. Bucuria este cu atât mai mare cu cât, iată, dacă vizitându-ne s-a rugat cu noi, acum, din ceruri, se roagă pentru noi. Sunt convins că beatificarea lui Ioan Paul al II-lea este un eveniment spiritual european și chiar global, care va avea vibrații și în lumea răsăriteană, nu doar în spațiul catolic, pentru că acest mare papă polonez, cunoscător al Estului și totodată luptător eficient împotriva regimului comunist, a fost apreciat și în Occident și în Orient cu aceeași fervoare pentru noblețea și generozitatea lui spirituală și pentru deschiderea lui ecumenică.